Bun găsit, stimați telespectatori! Doamna Elena Pițian este invitata mea și a dumneavoastră în această emisiune, pentru că sunt foarte multe viroze, vom vorbi despre ele, aproximativ 600 de cazuri în Gorj, iar la nivel de țară 92.000 de cazuri și 4 decese. Iată că este un motiv care ne dă de această dată și ideea unei emisiuni de sănătate. Înainte de a vorbi despre toate aceste lucruri, dar și de campaniile pe care le derulați în cadrul DSP, aș vrea să vă fac un anunț. A venit de la poliția locală și cred că și dumneavoastră persoane fizice, dar și agenții economici trebuie să ia act de acest anunț. Poliția locală Târgu Jiu avertizează și atrage atenția cetățenilor că pe raza municipiului acționează doi indivizi care solicită diverse sume de bani și persoanelor fizice, dar și agenții economici, pretinzând că sunt angajați ai primăriei Târgu Jiu și că sunt trimiși de primarul municipiului să colecteze acești bani. Primăria Târgu Jiu și Poliția Locală Târgu Jiu face un apel la toți cetățenii orașului să nu dea curs acestor solicitări, pentru că cei doi indivizi nu sunt angajați și nu reprezintă în niciun fel instituția și interesele acesteia, cei doi fiind impostori. De asemenea, vă rugăm ca în cazul în care pot fi oferite detalii despre cei doi, să anunțați de urgent Poliția Locală la numerele de telefon 0784284713 și 0720202082 sau pe numărul unic de urgență 112. Acesta cred că este mai la îndemâna tuturor. Semnalmentele celor doi sunt următoarele. Bărbați între 30 și 40 de ani. Unul dintre ei este blond roșcat cu ochii verzi, iar celălalt este brunet, tuns scurt, cu ochii căprâni și ten măsliniu. Așadar, aveți grijă și nu oferiți persoanelor necunoscute bani, mai ales dacă pretind că sunt de la poliția locală sau de la primărie. Revenim la sănătatea noastră, cea de toate zilele, haideți să vedem cât de gravă este această situație, având în vedere că la nivel de țară deja sunt decese. Și unul dintre acestea este chiar la Dolj, o fetiță de 2 ani. Da, am înțeles că aportă aceste cazuri la nivel național. Din fericire, așa cum am spus la noi, în Gorj avem cazuri mai puține de viroze ca până acum, chiar și de pneumonii. Ne menținem, să spunem așa, la un număr constant de cazuri cam de aproximativ 3 săptămâni, dar, într-adevăr, copiii sunt cei mai afectați. Ei sunt cei care merg în colectivitate, cei care intră în contact unii cu alții și atât copii bolnavi cât și copii sănătoși. Și atunci, inevitabil, copiii bolnavi transmit virusul către copiii sănătoși. Dacă iarna ne-a ferit, să spunem așa, de gripă, acum, așa cum ați spus, au apărut aceste cazuri la nivel național și trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că organismul nostru este foarte obosit. Practic, după iarnă îndelungată, se simte nevoia și mai mult să ne protejăm. Este un virus care, până la urmă, dă complicații orele și este o alertă maximă la nivelul întregii țări. Așadar, așa cum spune și titlul emisiunii noastre, poate ar fi mai bine să prevenim înainte și apoi să tratăm, dacă mai e cazul, să sperăm că nu. Într-adevăr, prevenția este mult mai eficientă. Practic, ea ne ajută să ne menținem starea de sănătate și să evităm costurile pe care le-am avea atât materialele cât și din punct de vedere psihic, pentru că un om bolnav niciodată nu se va simți confortabil, va avea probleme și atunci este nevoie să ia măsuri să se trateze. De aceea este bine să începem, să spunem așa, prevenția prin a fi noi înșine atenți cu noi, a fi atenți în colectivitățile sau în locurile în care mergem, să evităm persoanele bolnave pe care le vedem sau le știm că sunt bolnave, să evităm contactul cu ele și, bineînțeles, să mergem la medic la primul semn de boală, pentru că o boală tratată cât mai repede posibil de la primele semne, atunci se tratează mult mai ușor și tratamentul este și mai eficient. Copiii trebuie ținuți și ei, de asemenea, în spații curate, aerisite, aici aviz și celor care sunt în unitățile de învățământ, să aerisească mult mai des încăperile respective în care copiii își fac activitatea. Bineînțeles, micuții să facă cât mai multă mișcare în aer liber, așa cum vedeți, este soare, este cald. Și gena este cea care spune cuvântul. Exact, atunci când... exact, da. Și de ce nu să învățăm pe cei mici încă de la preșcolari să-și folosească batisusa individuală, să se spele pe mânuțe, să-i protejeze pe ceilalți, să nu strânute către ceilalți atunci când sunt răciți și, bineînțeles, să-i atenționăm că atunci când nu se simt bine, să ne spună, pentru că de foarte multe ori
Noi, ca părinți, suntem preocupați și nu dăm seama că micuțul nostru este bolnav. Sunt costisitoare aceste tratamente pentru viroze? Nu, tratamentele nu sunt costisitoare, dar sunt și de lungă durată. Depinde și modul în care se administrează aceste tratamente și cum și de cine sunt administrate, pentru că în momentul în care noi înșine ne tratăm după ureche și luăm la întâmplare... Sunt tot mai multe cazuri, apropo de asta? Da, sunt cazuri suntem pentru că... Suntem românii ipohondri? Nu numai asta, cred că suntem ori super ocupați și nu mai avem timp să mergem la medicul de familie. Dar măcar să-l sunăm. Exact, sau... bine... Nu este indicat să dăm consultații prin telefon, pentru că una este să te vadă medicul de familie, să te consulte, să-ți vadă starea generală pe care o ai, nu numai să-ți audă vocea. De foarte multe ori, medicul știe exact ce întrebări să pună și vede exact reacția organismului și știe exact ceea ce îți trebuie. De aceea este bine să mergem la medicul de familie. Așa cum am zis, poate suntem și ocupați, dar poate suntem și puțin indiferenți cu noi înșine. Și atunci spunem că o să treacă și ne tratăm ca atare, după cum am auzit că s-a tratat prietenul, vecinul sau noi în anii anteriori. Și bineînțeles, tratamentul nu este adecvat. Aici o mare greșeală o facem atunci când luăm antibiotic în perioada în care avem viroză. Antibioticul nu este recomandat în viroze, este practic... recomandat unei afecțiuni în care necesită acest medicament și atunci antibioticul luat după ureche nu face decât să ne obișnuiască organismul cu el, iar când vom avea nevoie să nu mai reacționeze. Dar o viroză netratată unde duce? O viroză netratată duce la pneumonie. De ce îmi vine să râd? Pentru că aceeași întrebare mi-a pus o domnișoară și a zis, dar dacă nu mă tratez, nu o să merg la școală. Nu este chiar așa. Netratată viroza duce și la lipsa școlii, la absenteism, așa cum știm, dar duce la pneumonie. Și de atunci este foarte, foarte grav să ajunge la pneumonie, la afecțiuni pulmonare mai grave, pentru că și acele cazuri de care ne-a spus la început au fost cazuri în care boala a mers galopant spre pneumonie și, bineînțeles, tratamentul nu a fost aplicat în momentul oportun și s-a ajuns la deces. Da, și trebuie să specificăm că acest virus, fiind alertă maximă, înseamnă că, iată, pe cale aerogenă este o amenințare pentru întreaga țară. E foarte bine că aici, în Gorj, nu aveți asemenea cazuri cu complicații care duc la otite sau mai știu ce alte complicații ORL. Complicațiile și afecțiunile ORL pot să apară și la persoane care nu au făcut neapărat o viroză, pentru că depinde de organismul fiecăruia, de curent sau de mediul în care stă persoana respectivă și atunci poate să apară o otită, este una din afecțiunile ce mai des întâlnite din punct de vedere ORL și atunci, bineînțeles, trebuie să ne tratăm pentru această afecțiune. Este, să spunem așa, o afecțiune ORL, practic o complicare asta a stării de sănătate a virozei pe care am contactat-o anterior. Iată, suntem în luna martie. Ce ne puteți spune despre campaniile de vaccinare? Că până la urmă românii se vaccinează și în decembrie, și ianuarie, și februarie, și martie. Bine că și vremea a luat o razna, nu mai știi exact când e iarna, când e primăvară, că primăvara ninge, iarna e soare. Da, noi campania de vaccinare antigripală pe care o desfășurăm în fiecare an. Am început-o în luna noiembrie. Am primit 6.000 de doze de vaccin antigripal la nivelul județului Gorj. Am epuizat, să spunem așa, stocul foarte repede din DSP-ul. L-am distribuit în teritoriul către medici de familie și, din câte știu eu, doar 78 de doze au rămas neutilizate din toate aceste 6.000. Bine, inițial, catagrafierea a fost făcută pe o, să spunem, populație mult mai numeroasă. Am avut 27.000 de persoane catagrafiate ca persoane care ar fi necesitate să fie vaccinate, dar, așa cum a spus, și starea vremii și faptul că nu am avut nici foarte multe cazuri de gripă la nivel național, în acea perioadă nu s-a mai impus continuarea
vaccinării antigripale. Considerați că aceste 600-800 de cazuri care sunt la nivelul gorșului de viroze, care au dus unele și la complicații, ar fi putut fi eradicate dacă aceste persoane și-ar fi făcut vaccinul sau nu neapărat? Nu, nu neapărat, pentru că o viroză este total diferită de gripă. Practic, vaccinul antigripal a avut în componența sa 3 tulpini de virus, cele mai frecvent întâlnite și selectate de către institute de specialitate. Și atunci, practic, ele ne-au protejat pentru acele trei tipuri de tulpini. Dar virozele pot fi contactate foarte ușor și nu putea fi eradicată, pentru că este inevitabil să răcim, pentru că fiecare dintre noi reacționăm, așa cum a spus, diferit. La temperaturi scăzute, la temperaturi ridicate. Pentru că putem face o viroză și în primăvară, la 40 de grade, atunci când utilizăm aerul condiționat în mod neadecvat, când circulăm cu geamurile la mașini deschise și curentul este cel care ne provoacă rău. Bineînțeles, bem foarte multe lichide reci, din nou apar complicații și pot să apară probleme. Deci viroza este practic întâlnită în orice sezon al anului. Dar este mai alarmantă primăvara, nu? Da, iarna, primăvara, pentru că deja organismul este mai slăbit. Organismul nostru în această perioadă are nevoie de foarte multe vitamine, minerale, are nevoie să consumăm foarte multe lichide și, bineînțeles, nu ne putem bucura de soare, de mișcare, încât să ne întărim, să spunem, organismul și să facem cât mai multă mișcare în folosul nostru. Iarna, stăm foarte mult la locul de muncă, în spații închise, neaerisite, ne ferim foarte mult de frig, dar aici apar și problemele de spații închise, neaerisite și, bineînțeles, poate și umede, pentru că sunt și locații unde există foarte multă umezeală, sau spații foarte încălzite, cu temperaturi mai ridicate și momentul în care ieșim la aer în afara locației respective, dăm de temperaturi foarte scăzute și atunci aceste variații de temperaturi ne pot provoca de asemenea rău. Haideți să trecem de la viroză la o altă boală primăverii, la astenie. Eu mă simt cam astenic azi. Da. Da, așa este. Astenia este pentru toți, practic, o problemă. Suntem puțin mai apatici, suntem... De ea insomnii... Sau stări de somnolență stări foarte... Stări de somnolență, scăderea tensiunii... Exact, sunt perioade în care, practic, ne pierdem pofta de viață, să spunem așa, și suntem mai inactivi, dar... Și pofta de muncă, să nu ne audă șefii, nu? Da, dacă am putea să avem așa, să spunem, o perioadă în care... De concediu. 6 luni din 6 luni să fie, da, concediu. Sau perioada de adaptare de la un sezon la altul, în care să putem să trecem mai ușor peste, ar fi ok. Cred că fiecare ne dorim asta. Dar... Rămâne în imaginația noastră. Exact, dar poate și această imaginație ne ajută să ne mobilizăm și să așteptăm vara ca să putem să luăm concedii și atunci să ne recreăm, să mergem unde ne dorim sau unde ne permitem să mergem să ne petrecem concedii. Dar cum combatem astenia? Și vă întreb pentru că este o întrebare pe care anual vă punem de câte ori avem ocazia și vă avem ca invitat. Da, în primul rând, prin mișcare. Să ieșim singuri din această stare de conservare și de hibernare, să spunem așa, practic să ne gândim că afară este soare, este cald, să ieșim, să ne plimbăm, să facem sporturi în aer liber sau în sălile specializate, să consumăm foarte multe lichide, foarte multe fructe, legume, pentru că deja au început să apară, să spunem așa, fructe și legume proaspete. Colegul meu în cască, cafea. Da, da, așa este. Și cafeaua pentru... Este un drog și cafea, o să recunoaștem, pentru că are cofeină și ne mobilizează o ceașcuță dimineața. Exact, iar acum faptul că avem și noi cafea arată că suntem și noi opoziți și deja sfârșitul de săptămână își spune cuvântul și vrem să intrăm așa cu forță. Da, când alții deja plecat acasă, noi iată, suntem la muncă. Da. Haideți să vorbim despre câteva dintre campaniile pe care DSP le pune în acțiune și să ne referim la una dedicată, să zic eu, copiilor, deși nu numai lor. Este acea campanie în care trebuie să avem grijă de dantura noastră. Este un lucru elementar să faci asta, dar poate copiii, știu eu, de la cei mici până la cei mai mari, mai uită că așa sunt copiii. Da, dacă
În vremurile trecute, să spunem așa, când eram noi copii, nu aveam atâtea mijloace de informare și atâtea posibilități de a ști foarte multe lucruri despre noi, despre sănătatea noastră, despre organism sau să fim, să spunem așa, preveniții de ceea ce ne așteptăm în viitor. Copiii din ziua de astăzi au foarte multe căi de informare, nu numai eu, știu, internetul sau, dar și noi, ca atare, informându-ne, noi putem să informăm și noi pe ei. În perioada 20 martie 20 aprilie se desfășoară acea campanie Ai grijă de dinții tăi. Practic 20 martie a fost declarată Ziua Mondială a Sănătății Orale, pentru că s-a constatat la nivel mondial că aproximativ 60-90% din copii au probleme în ceea ce privește dentiția, carii dentare, probleme de sănătate a cavității bucale. Păi cred că se și vede acest lucru. În ultima jumătate de deceniu, în ultimii 5 ani, majoritatea adolescenților, copiilor mai mari de 7-8 ani până la 10 ani, poartă aparate dentare, aparate de îndreptare a dentiției. Da, practic. Bine, este și o modă, trebuie să recunoaștem că dacă își pune colegul meu de bancă, mâine mă duc și îmi pun și eu că se poartă. Da, dar este bine. E trendy, da. Da, exact, dar eu am avut, să spunem așa, o neplăcere din acest punct de vedere și chiar am o problemă care, oricum, pentru vârsta mea, acum nu mai poate fi reparată, din păcate. Dar dacă atunci, când eram copil, părinții mei aveau aceste mijloace la dispoziție, da, și tehnica și aparatura de acum, nu mai aveam problemele pe care le am în momentul de față. De aceea, campania se adresează atât copiilor cât și adulților. Practic, încercăm să-i conștientizăm pe părinți, să-i ajute pe micuți ca încă din copilărie, din primii ani de viață, să învețe să folosească periuța și pasta de dinți, să știe rolul acestora și momentele în care trebuie folosite și, bineînțeles, dacă părinții sunt ocupați, acest lucru se face în școală. Noi avem, să spunem așa, ajutorul medicilor de medicină școlară din cabinetele școlare din județ, asistenții medicali, diriginții, învățătorii, da, probabil, exact, medici de familie, asistenții comunitari, mediatorii sanitari pe care îi avem în teritoriu. Dumnealor au primit materialele pe care noi le-am avut, de asemenea, pus la dispoziție de Institutul Național de Sănătate Publică. Dar cum vi se pare că se prezintă atunci când aveți un dialog cu ei? Recunosc că se spală mai rar sau o fac așa cum ar trebui să o facă? Să știți că ei sunt, sunt sinceri. Recunosc. Recunosc și chiar sunt foarte curioși. Unii dintre ei chiar au replici de sensul, o să-i spun și numai mișru tati, că eu o să fac așa de acum încolo, sau eu fac așa pentru că mi-a spus mami și tati. Vorbiți de clasele 1-4 la cei mici? Clasele 1-4, cei micuți, care cred că sunt cei mai receptivi și ei sunt atrași de aceste campanii, participă, să spunem, cu drag la aceste acțiuni pe care noi le facem, nu numai acum, dar cu toate ocaziile pe care le-am avut și s-au pretat, practic, pentru vârsta lor, ei au fost foarte activi și foarte, foarte curioși, au pus foarte multe întrebări. Și cred că colegii care merg în teritoriul la astfel de acțiuni iau ceva de muncă cu ei, pentru că trebuie să fie foarte bine informați, pentru că de foarte multe ori sunt puse niște întrebări, să spunem, și capcană colegilor mei. Pentru că micuții se recunoaște, sunt foarte inventivi și foarte curioși la această vârstă, în acest secol al vitezei și al informației. Și poate contează foarte mult și cum le inoculeze acest lucru. Bebele meu nu e mai mare de 2 ani jumate. Lui îi place. Îi place atât de mult încât nici nu scuipă tot timpul pasta de dinți. Da. Da, i-am luat una adecvată vârstei. Deci lui îi place. Dar trebuie să recunoaștem că poate nu toată lumea se spală de 3 ori pe dinți, exact, cum ar trebui. Și trebuie să fim foarte atenți la ce fel de paste de dinți folosim, pentru că pot exista și paste de dinți care sunt recomandate pentru anumite afecțiuni sau pentru anumite tipuri de dinți cu anumite probleme. Dar de sarea, că bătrânii noștri se spălau cu sarea. Da, într-adevăr, dumnealor aveau și altă alimentație decât o avem noi. Alt stil de viață. Până și sarea era mai sănătoasă. Da, și practic
stilul de viață ajută foarte mult organismul să reziste la toate aceste, poluare, oboseală, stres. Dar dacă noi trăim în acest, așa cum am spus, secol al vitezei și nu ne mai gândim la noi. Și al economiei, că toate costă. Mâine este Ziua Mondială a Apei și am auzit că sunt pensionari care opresc apă în cadă ca să economisească cât de cât și să reducă costurile. Deci, până la urmă, strângi centura și faci o economie la absolut tot și te gândești, da, poate că mergi și până la a face economie, pentru că și costul la pasta de dinți nu este unul cât o pâine, să zic. Da, este adevărat și este trist că se întâmplă acest lucru. Am avut ocazia să văd niște studii în care România era din nou pe niște locuri, să spunem așa, fruntașă, dar din spate venind. La igienă? La igienă, la consumul de materiale de, pentru igiena individuală. Aici intrând să pun pastă de dinți, detergenții pentru întreținerea curățeniei. Și într-adevăr, oamenii care nu au posibilități fac aceste economii și, așa cum am zis, nu ne mai gândim la noi, la persoana noastră, ne gândim la problemele pe care le avem de zi cu zi și atunci uităm puțin mai mult de noi. Și aici este trist, dar nu... Asta faceți, educație până la urmă în școală, ca un adult să nu mai treacă prin aceste... Și să înțeleagă părinții că totuși sănătatea este mai presus de orice. Și atunci trebuie să avem copii sănătoși și să încercăm să facem acest lucru pentru ei. Dar campania se referă numai și numai strict la igienă sau și la alte probleme de dentiție? Pentru că m-am informat și știu că la nivelul municipiului București sunt cazuri în care medicii stomatologi care au mers la congrese internaționale au venit și au spus că această generație de copii care s-au născut în ultimii 2-3 ani au o structură mandibulară total diferită de cea pe care o avem noi. Sunt copii care, da, bebele meu are 5 incisivi. Deci nu are 4, are 5. E un caz, nu toți sunt așa, dar da. Eu tocmai de-aia m-am interesat, pentru că avem caz în familie. Nu, campania este strict pe igienă și pe, să spunem așa, învățarea micuților să-și folosească corect peruța și pasta de dinți, rolul igienei individuale. Ei vor fi, să zicem așa, și atrași. Colegii mei au chiar să distribuie niște cărți de colorat cu mici povestioare, pliante care să-i atragă pe copii. Și să le amintiți că, uite, exact, existăm pentru voi, să vă facem și, să conștientizați asta. Să nu uităm că există și acele povești pentru copii cu măseluța, cu prințesa. Zâna măseluță, exact. Da. Și atunci micuții trebuie să știe că acea zână măseluță, ca să fie frumoasă, trebuie întreținută așa cum trebuie. Practic, noi încercăm să comunicăm și să ne înțelegem cu ei, intrăm și noi puțin în jocul lor și întorcându-ne puțin la vârsta lor, pentru că dacă noi le vorbim copiilor, eu știu, într-un stil ăsta științific, fantastic. Du-te, spală-te pe dinți! Și dreapta, stânga folosește periuța sau pasta de dinți este compusă din și din, copilul nu va înțelege nimic. Și atunci este bine să luăm puțin... Intrăm noi în lumea la un nivel de poveste, să exact, să comunicăm pe înțelesul lor. Ce alte campanii desfășurați, că nu este singura? Da, mai avem o altă campanie, o campanie pe care noi vom întemara practic de luni, din 24 martie până pe 10 aprilie, campania dedicată, să spunem așa, Zilei Mondiale de Luptă împotriva tuberculozei. Din păcate, și aici există. Începe să crească numărul cazurilor? Da, începe să crească și numărul de cazuri. Deja, din nou spun, din păcate, suntem pe locul 5 în Europeană în ceea ce privește incidența tuberculozei. Bine, noi avem aici un sanatoriu. Gorjul este dotat, poate, să zic așa, rezolva câteva cazuri, nu numai de la nivelul județului, cât și din județele limitrofe și nu numai. E într-o zonă bună, dar... O zonă bună, o locație care este și... Am înțeles că și dotarea, adică pleci de acolo absolut vindecat. Și nimic de spus... cinste celor care îl conduc, pentru că într-adevăr au reușit să facă ceva frumos acolo. Este și o salină care ajută la tratarea bolnavilor, nu numai de TBC. Da, încerca să se modernizeze. Exact. Deci, inițiativă, dorință de a face ceva există și
nu face decât să ne bucure că avem ceva. Bun, dar acolo se tratează toate aceste cazuri. Omul revine în societate tratat. De ce se înmulțește numărul? Pentru că până la urmă se voia la un moment dat să fie eradicată și această boală, cum a fost poliomelita, să vorbim la fel și de tuberculoză. Da, ar fi foarte frumos, dar să nu uităm că tuberculoza de fapt a fost numită și o boală a sărăciei. Este o boală care din nou se manifestă din lipsa atenției pe care noi ne acordăm nouă în primul rând și celor din jurul nostru în al doilea rând, pentru că nu ne spălăm pe mâini atunci când trebuie, nu știm să ne protejăm de persoanele bolnave, nu știm să folosim batista individual și să nu mai steruntăm, să nu mai tușim în spații aglomerate sau către persoanele de lângă noi. Atunci când suntem bolnavi, nu stăm la domiciliu să ne tratăm și astfel riscăm să îmbolnăvim pe cei din jurul nostru. Este o boală care se transmite foarte ușor, tot pe calea aeriană. Din nou, colectivitatea este cea care ajută răspândirea foarte rapidă a virusului și a bacteriei și, în primul rând, să nu uităm și acea frică a unui om de a spune că este bolnav. Nu vrea să recunoască că este bolnav sau să meargă la medicul specialist și atunci răspândește boala fără să vrea, poate, să spunem, fără să vrea, dar numai simplu fapt că se știe bolnav și nu merge la medic, atunci mai putem vorbi de a nu vrea să facă rău cuiva. Și este bine că totuși se tratează, este o boală tratabilă, este o boală depistată în timp util și tratabilă foarte ușor. Tratamentul este de durată mai scurtă, dar monitorizarea și urmărirea persoanei bolnave este de lungă durată. Din câte știu, este de 6 luni, practic monitorizat o persoană care a fost diagnosticată cu TBC și, bineînțeles, urmează o serie de analize în acest interval de timp. Dar care sunt primele simptome? Simptomele pot fi foarte ușor confundate, să spunem așa, cu o viroză, cu o pneumonie și atunci, să spunem, persoana respectivă să o trateze cu nebăgare de seamă. Bineînțeles, încet, încet se alterează starea de sănătate. Organismul este din ce în ce mai sensibil, mai obosit. Există probleme de respirație, tuse care poate să apară cu sau fără expectorație. Și, bineînțeles, încep acele simptome de alterarea stării de sănătate. Febră, stări de rău, anemie, foarte... Deci, organismul ne dă, practic, primele semne de boală, ne avertizează că este ceva în regulă cu noi. Dar trebuie să și știm să luăm măsuri să ne protejăm. Dar dacă tot vorbim de acest lucru, vaccinarea împotriva acestei boli? Da, vaccinarea se face practic din prima zi de viață. Da, copiii sunt un pic imunizați, dar da, copiii până sunt... la ce vârstă? Din câte știu eu, cred că acest vaccin a început să apară, cred că acum 18 ani. Din câte mi-aduc eu aminte, și fetița mea a fost cam printre primele generații care au primit acest BCG-ul la naștere în vaccin împotriva tuberculozei din maternitate. Mi-am mai amintit acum ceva, îmi spunea un doctor homeopat că ei sunt vaccinați cu acest BCG la naștere, dar vaccinul conține urme de albuș de ou care mai târziu dă alergii. Este adevărat sau cât de adevărat este? Pentru că se știe, în alimentația unui bebeluș ou se dă după vârsta de 6 luni. Da, dar nu conține acea primă doză care se administrează în prima zi de viață. Nu conține atât, eu știu, cu o cantitate foarte mare de albuș sau substanțe care să-i provoace alergii. Nu, alergiile apar, se dezvoltă mai târziu. Într-adevăr, sunt copii, sunt persoane care sunt alergice. Vom vorbi și despre acest lucru pentru că primăvara vine și exact, cu alergii. Și sunt foarte multe persoane care sunt alergice și atunci este foarte bine ca în momentul în care mergem să ne vaccinăm, indiferent că este vorba de acest vaccin sau de alte tipuri de vaccin, pentru că foarte multe sunt selectate pe albuș de ou. Într-adevăr, pe embrionul de ou, să specifice că sunt alergice la albușul de ou. Pentru că pot să apară reacții adverse. De aici pleacă și acele reacții adverse, de care foarte mulți se tem, se sperie, în momentul în care administrăm un vaccin. Dar nu sunt reacții ale vaccinului în sine. Sunt reacții practic alergice ale persoanelor care au aceste alergii și care se știu că sunt alergice la produsele respective. Deci nu apare o alergie pentru că am făcut un vaccin. Dar
Încă o problemă a acestui vaccin este aceea că el are o anumită periodicitate în care se administrează, sunt mai multe doze care se administrează. Iar dacă noi, ca părinți, nu suntem conștienți, conștiincioși, să mergem la medicul de familie și să administrăm copilului toate dozele de vaccin pe care medicul le respectă în această schemă de vaccinare obligatorie, nu va avea efect acel vaccin. Practic va fi făcut degeaba, îi va asigura imunitate, dar pentru o perioadă mai scurtă, iar pe parcursul vieții, în momentul în care va intra în contact cu o persoană bolnavă, nu va putea să lupte și să reacționeze organismul cu boala. Ce vă spun medicii de familie vis-a-vis de această schemă de vaccinare a copiilor, care acum, iată, mai sunt și părinți care nu vor să-și vaccineze copiii din oarecare cauze și, așa cum spuneați puțin mai devreme, internetul ne-a pus la dispoziție și pro și contra argumente vis-a-vis de aceste vaccinări. Da, sunt. Sunt și părinți care refuză să vaccineze copiii. Practic, nu realizează că aceste vaccinări sunt utile copilului și mai târziu, când vor apare afecțiunile respective, sigur, părinții vor spune sistemul de sănătate să devină. De ce? Pentru că dumneavoastră nu au fost receptiv, nu și-au făcut doza de vaccin, pentru că o boală pe care o face un copil și la o vârstă mult mai mare decât la vârsta copilăriei este mult mai gravă, să spunem așa, se manifestă mult mai puternic decât la un copil de vârstă mică. Sunt acele boli ale copilăriei pe care copilul nu l-a făcut atunci când trebuie și l-a făcut mai târziu, nefiind vaccinat așa cum a prevăzut schema de vaccinare. Și, bineînțeles, în cazul în care apar probleme, ca oricare, voi spune, sistemul este de vină. Dar nu ne gândim niciodată că noi, ca părinți, în primul rând, avem responsabilitatea copilului nostru, a sănătății lui, practic, și noi am fost vaccinat la rândul nostru și nu am pățit nimic că am făcut aceste vaccinuri. Sunt vaccinări care se fac, sunt vaccinări testate de-a lungul anilor. Exact, ani, zeci de ani în care s-a efectuat și nu au fost probleme. Dar medicii de familie, la absolut toate cabinetele, ce spun? Majoritatea părinților își vaccinează copiii sau mai sunt și părinți care mai sunt lasă semnătura acolo mai și sunt și copii, părinți care refuză să-și vaccineze copiii, dar sunt puțini față de anii anteriori. Ce vreau să spun este că dacă până acum aveam o oarecare reticență din partea din ei rome, să știți că acum mămicile vin și vaccinează copii. Practic, asistenții comunitari în zonele pe care noi avem, mediatorii sanitari pe care noi avem în comunitățile respective, au ajutat mămicile să înțeleagă rolul vaccinării. Asta e un lucru bun. Și este un lucru foarte bun, pentru că mereu înainte aveam probleme cu vaccinarea. Dar iată că încet se înțelege rolul vaccinărilor și atunci părinții vin să-și vaccineze copiii. Și vreau să mă atenționez încă un lucru. Există și sancțiuni pe care noi le putem aplica ca și instituție în momentul în care, asta? Adică un părinte care refuză să vaccineze un copil poate fi sancționat contravențional. Mai ales dacă este un vaccin care îl protejează atât pe micuți, dar cât și pe ceilalți copii. Quantumul este mare? Da, este mare. Oricum, nu știu exact suma. Să și ați aplicat acum. Până acum? Nu am fost puși în fața faptului de a da o sancțiune unui părinte care a refuzat, pentru că a înțeles, practic, necesitatea vaccinării. I s-a explicat că nu-i provoacă rău copilul respectiv vaccinarea și atunci, cred că contează foarte mult și discuția cu părintele, atât din partea medicului de familie, cât poate și a noastră. Și dacă părintele înțelege și din aceste mijloace de informare în masă, presă, net, orice, înțelege altceva, dacă discută cu un specialist, poate să-și revizească puțin părerea despre acest vaccin și va accepta. Să știți că inclusiv acele vaccinări pe care și mult discutate vaccinări împotriva cancerului de coluterin sunt din ce în ce și ele solicitate. Sunt tinere care vor să se vaccineze. Pentru că, bun, e foarte mare costul vaccinului și știu că această campanie dă posibilitatea să-l faci gratuit. Da, și să știți că dacă o mămică nu a înțeles rolul vaccinului, tinerea mai târziu a înțeles. Și atunci sunt foarte multe tinere care vin și doresc să se vaccineze singure după ce nu a mai fost nevoie practic de acordul părinților.
Haideți să vorbim despre un alt trend, acela al tatuajelor. Dacă bărbații se tatuează să fie așa mai macho, acum și femeile își aplică tatuaje și mai ales este așa o modă a tatuării sprâncenelor. Ce ne puteți spune despre acest lucru? Cât este de periculoasă sau cât de frumoasă, dacă cineva se duce la cosmetică și cere acest lucru, cu siguranță își dorește asta. Dar cât de periculos e? Este periculoasă tatuarea cu henna neagră. Practic, acele tatuaje care sunt nu definitive, sunt pe perioadă mai scurtă, se fac și astfel de tatuaje. De ce ziceți că sunt periculoase? Pentru că este o substanță care poate să provoace stări atât de rău, atât organismului, cât și locale. În ceea ce privește zona în care s-a tatuat, pot să apară alergii foarte urâte la acest produs, sensibilizarea organismului. Dar de ce se comercializează? Că până la urmă găsește această substanță și în vopseaua de păr, vopseaua de sprânceană. Da, dar le găsim în cantități recomandate și stabilite conform normativelor sanitare. Dar atunci când se merge la o persoană care nu este autorizată și folosește diferite substanțe, nu se știe de unde procurată sau adusă din și concentrații care nu sunt verificate normal, atunci sunt periculoase. Dar în momentul în care, da, ele sunt obținute pe căi legale din unități autorizate. Ați avut cazuri grave de SP-ul s-a confruntat? Nu, știu că anul trecut ați avut o campanie, campanie puțin agresivă. Exact, tocmai despre henna neagră a vorba, erau și este vorba despre acei să spunem, profesioniști, liberi profesioniști care nu sunt autorizați și care folosesc aceste produse neautorizate, nu putem să ne opunem, fiecare persoană este, eu știu, liberă să-și aleagă dacă face sau nu un tatuaj, dar să-l facă cu grijă în locuri autorizate, în locuri... Și cunoștință de cauză exact, vis-a-vis de produs. Exact, produsul pe care îl folosește, aparatura care se folosește, pentru că trebuie să fie sterilă, trebuie să fie... Sunt foarte multe afecțiuni care se transmit prin ac, așa cum știți, și este riscul foarte mare să te îmbolnăvești, inclusiv, eu știu, sita, este vorba despre hepatite care se pot transmite pe calea acului. Am înțeles că și aici numărul cazurilor este în creștere în România. Da, și vedeți, este inevitabil dacă nu ești foarte atent în locul în care îți faci aceste tatuaje. Să știți că și fiica mea are tatuaj și a dorit să-și facă tatuaj, nu am putut să mă opun dorinței ei, dar sfatul pe care l-am dat și pe care îl dau tuturor celor care vor să-și facă tatuaje, să meargă în locuri autorizate, acolo unde instrumentarul este steril și unde se respectă normele igienico-sanitare. Mai avem doar aproximativ 5 minute din această emisiune și am zis așa să vorbim pe finalul emisiunii puțin despre alergii, pentru că este primăvară, ori să înflorească tei, a apărut firul ierbii, persoanele alergice sunt, așa cum am spus, în număr din ce în ce mai mare în ultimii 10 ani și este îngrijorător și pentru medicii de familie și pentru medicii specialiști acest lucru, pentru că aceste afecțiuni duc mai târziu la astfel. Da. Să știți că pomii deja au înflorit. Eu azi chiar am văzut în curtea spitalului 700 un pom înflorit și era o splendoare în jurul lui. Dar cred că nu este o splendoare pentru persoanele alergice, așa cum a zis. Apare polenul, apare praful, deja vântul împrăștie totul în jur. Nu, dar pe lângă toată alimentația asta precară exact. Pe care... Și încep să apară simptomele pentru că persoanele deja sunt, am spus-o, ieșim dintr-o iarnă cu un organism foarte stăbit și atunci primăvara este cea care ne readuce puțin la viață întreg organismul. Și eu mai zic că este o problemă la nivelul județului Gorj și mai ales a orașului Târgu Jiu. Dacă an de zile n-a fost un alergolog, acum este doar unul la întreg județul. Este prea puțin până la urmă, având în vedere creșterea galopantă a persoanelor de la mici la mari care au dobândit această afecțiune. Da, dar este bine că l-avem. Este în cadrul policlinicii din Târgu Jiu și, bineînțeles, este foarte bine să mergem atunci când avem probleme. Este bine să ne dăm seama ca părinți că micuțul nostru are probleme, pentru că nu foarte mulți
merg, doar constată. Copilul meu este alergic la... De multe ori nici nu-ți dai seama, pentru că este această rinită alergică pe care o confunzi cu o stare de răceală. Îți scurge nasul, te mănâncă nasul ochii și zici că ești răcit. Da, sau de foarte multe ori părintele refuză să accepte că micuțul este răcit și spune doar că este alergic și atunci îl duce în colectivitate și apar și îmbolnăvirile de viroze. Deci este foarte bine să testăm, să mergem la medicul din policlinică, bineînțeles, cu bine de trimitere de la medicul de familie. Medicul de familie este practic primul care decide dacă este nevoie să meargă la medicul specialist, pentru că medicul de familie știe exact, să spunem așa, traseul stării de sănătate al nostru de când suntem copii și până la adulți. Și o ultimă întrebare, care sunt sfaturile pentru a preveni ca să nu ajungem să tratăm? Și să ne referim la această primăvară, care vine și cu lucruri bune, adică dincolo de toate cele rele, apar verdețurile, apar legumele și fructele proaspete, că vor veni cireșele, căpșunile și altele cu un potențial caloric mai mare. Da, este foarte bine să consumăm alimentele, practic fructe, legume, în stare crudă, neprepărate termic, să ieșim din perioada în care am consumat aceste produse în stare conservată pe perioada iernii. Știți că în stare de conservă ele își pierd din calități și chiar dacă... Da, și prin fierbere sau... Exact, și tratare sau acei... Congelare. Da, sau acele produse pe care noi le punem pentru a le păstra în conserve. Facem mișcare cât mai multă în aer liber, să profităm de zilele cu soare, să ne expunem mai mult la soare în această perioadă, pentru că nu sunt acele temperaturi foarte ridicate încât să evităm expunerea la soare și să căutăm umbra, să ne hidratăm foarte mult, să consumăm foarte multă apă și, bineînțeles, să evităm mediile poluate, să evităm ceea ce este... Mai e ceva nepoluat? Da. Sau a mai rămas ceva? Sau putem să facem noi înșine să fie mai puțin poluare, să evităm alcoolul, tutunul, practic fumatul poluează totul în jurul nostru, să fim mai atenți cu curățenia atât în locuință cât și în exteriorul locuințelor. Deci, practic, să fim atenți la tot ce ne încojoară, nu numai la ceea ce mâncăm, ci și la ceea ce obiceiuri avem noi ca persoane și să aerisim cât mai mult încăperile în care noi locuim. Din toate astea, ce nu fac românii? Cel mai des, cel mai frecvent. Cred că din fiecare câte puțin nu facem întotdeauna. Nu întotdeauna aerisim dimineața, poate, locuința. Nu întotdeauna, facem mișcare cel puțin o dată pe săptămână, să stăm mai mult timp în aer, pentru că după muncă preferăm să stăm în pat sau să avem acea odihnă inactivă, să spunem așa, de asta în fața televizorului sau a internetului. Și, bineînțeles, să nu recurgem la alimentație sănătoasă. Preferăm atât cât și copiii acele produse semi-preparate, de mai rapide, fast food, rapide și uităm puțin să avem grijă de noi. Eu vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de și telespectatorii noștri, pe care îi mai anunț încă o dată că, iată, poliția locală din Târgu Jiu ne avertizează, atrage atenția tuturor persoanelor fizice, persoanelor juridice, adică agenților economici, că există doi bărbați de 30-40 de ani, unul blond roșcat cu ochii verzi, celălalt brunet un scurt cu ochii căprui și ten măsliniu, care merg și cer bani, spunând că sunt trimiși de la primărie. Așadar, să nu dați curs acestora și să nu ajungeți să aveți neplăceri. Dacă cumva identificați, sunați la 112. E cel mai ușor de anunțat poliția locală. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și de această dată și vă las acum în compania unei emisiuni pe care dumneavoastră vă doriți în fiecare zi de vineri și nu numai, Burger Show. Apare acum!